Se circulă fără ambuteiaje în cele 5 zone aglomerate din municipiul Slatina, unde au fost montate semafoare inteligente. În cele 2 luni de funcționare, noile semafoare și-au dovedit eficiența. Circulația nu mai este îngreunată, nu se mai formează coloane interminabile de mașini, iar pietonii nu mai sunt în pericol atunci când traversează strada. Acum se circulă mult mai ușor și mai organizat, spune poliția din Slatina. Oamenii deja s-au obișnuit, atât conducătorii auto cât și pietonii, cu noile semafoare. Traficul s-a ușurat, ca să spun așa, sunt de bun augur. Echipajele au acționat în zona respectivă până când oamenii s-au obișnuit cu modul de funcționare al acestor semafoare. Iar cel mai important lucru este că în zonele în care au fost montate aceste semafoare nu au mai fost înregistrate accidente, potrivit șefului poliției rutiere Slatina. Noile semafoare inteligente montate la trecerile pentru pietoni și au dovedit eficiența. Nu am înregistrat niciun eveniment rutier în zona acestora de acțiune și au fluidizat traficul foarte mult față de perioada anterioară. Semafoarele inteligente au fost amplasate în puncte strategice ale municipiului Slatina. Unul este în zona industrială, la ieșirea spre Brebeni, 3 în proximitatea sensului giratoriu din cartierul Steaua, unul în apropierea pieței Zahana și ultimul este lângă sediul poliției rutiere. Inițiativa a avut ca scop fluidizarea traficului din oraș și eliminarea cozilor infernale, mai ales în perioadele de vârf ale zilei.